Ursitoare. La români, ursitoarele sunt trei fecioare îmbrăcate în alb, care ursesc soarta nou-născuților în primele 8 zile de la naștere. Ele coboară în casă pe horn și se așează la căpătâiul copilului, prezicându-i soarta. Unele credințe le dau nume. Ursitoarea este cea mare, care ține furca și fusul. Soarta este mijlocia și ea toarce. Iar moartea este mezina, care curmă firul. Ele trăiesc în păduri neumblate, locuri depărtate, pustietăți. Cea de-a treia este șchioapă, deci marcată fizic. Mijlocul de deplasare al lor este zborul. Conform legendelor, ele ar fi fost fetele sau servitoarele lui Alexandru Macedon, care au furat de la acesta elixirul tinereții. Nu trebuie să se tragă cu urechea la ce spun ursitoarele, nu trebuie să se privească spre fereastră în primele 3 nopți de la nașterea unui copil. Ursita copilului se poate cunoaște prin intermediul mesajelor pe care le conțin visele mamei și ale moașei în primele 3 zile. Se crede că o logește cel care calcă în urma ursitoarelor. Bunăvoința lor este captată prin așezarea unei mese pe care se pune pâine, sare și apă. Cea care hotărăște definitiv soarta nou-născutului este și cea mai bătrână dintre ele. Să aibă traiul meu din cutare zi și somnul meu din cutare noapte. Părinții copilului trebuie să fie veseli în primele 8 zile, ca să nu se întristeze ursitoarele, fiindcă așa cum vor fi ele în primele 8 zile, așa va fi și soarta copilului. Se crede că moașa, care aude destinul copilului, poate să evite locul sau momentul nefast menționat de ursitoare.